Echipa de basket feminin U13 a Clubului Sportiv Școlar Alexandru Ceușanu Reghin a dispus categoric de ACS KSE CSS Gheorgheni, scor 53-29. Partida s-a disputat duminică în sala de sport din Parcul Tineretului din Reghin și a contat pentru etapa a doua a Campionatului Național de Basket Feminin U13. Cu această victorie, fetele antrenate de Voș Ioan și Răzvan Moldovan sunt la șefia grupei a doua de calificare. Echipa de U13 basket feminin, antrenată de Voș Ioan și Răzvan Moldovan, a jucat duminică 11 octombrie de la ora 12 în sala de sport din Parcul Tineretului, a doua etapă a campionatului republican. Adversarele micilor basketbaliste au fost fetele de la ACS KSE CSS Gheorgheni, pe care reghinencele le-au învins cu 53-29. A fost un meci destul de complicat la început pentru că nu știam echipa adversă la ce nivel este. Deși știam că la mini-basket au fost pe locul 5 pe țară, noi am venit pe 9 și ne-am gândit că să avem un meci mai greu din punctul de vedere. Primele două sferturi au fost puțin mai dificile, dar după aceea fetele s-au dezlănțuit și, după cum știți, am câștigat cu 24 de puncte diferență, 53-29. Cum a fost meciul? Greu, dar am câștigat. Ce ți s-a părut greu? Păi, au fost două fete mai dificile, dar cu toată echipa am reușit să le învingem. Cum ți s-au părut adversarele? Nu mi s-au părut atât de puternice. Cum crezi că va fi etapa următoare? Cred că va fi ușoară. Nu știu. Voi vă pregătiți în orice caz, am văzut. Cât de des faceți antrenamente? De 3 ori pe săptămână. Obiectivul echipei de U13 este să se claseze între primele din grupă și astfel să se califice în faza următoare a competiției. Meciul ăsta și meciul cu etapă înainte a fost derbile grupe, cum ar veni. Deci bătaia se dă în 3 pentru locul 1, noi, Târgu Secuiesc și Sfântul Gheorghe. Am reușit să le câștigăm ambele meciuri și acum urmează meciuri practic mai ușoare pentru că ne deplasăm în Moldova. Vom avea 3 dispute acolo și putem spune că după tur de campionat vom fi pe primul loc. În etapa următoare, fetele vor întâlni în deplasare echipa din Moinești, în compania căreia nu au mai jucat în edițiile anterioare de campionat. Etapa următoare plecăm la Moinești, e ceva nou și pentru mine, n-am fost niciodată. Am umblat toată țara de acolo, am ajuns. E o echipă, din ce am văzut rezultatele lor, echipă destul de modestă, dar știți cum e, niciun meci nu seamănă cu celălalt, fetele oricum vor fi pregătite 100% și sper să venim și de acolo cu victoria. Grupa de calificare a reghinencelor cuprinde 6 echipe din Gheorgheni, între care una în combinație cu Târgu Secuiesc, din Moinești, Botoșani, Sfântul Gheorghe și Reghin.